România sărbătorește astăzi Ziua Culturii Naționale. În 2011, ziua în care s-a născut Mihai Eminescu a căpătat valoare dublă pentru români. La Constanța, la bustul lui Mihai Eminescu, au fost depuse flori și recitate cele mai îndrăgite versuri ale celui care reprezintă omul de plin al culturii românești. La statuia lui Mihai Eminescu de pe Faleză vin oameni să aducă omagiu acestui mare poet român. Astăzi se împlinesc 174 de ani de la nașterea sa. Mihai Eminescu a dus un aport considerabil culturii naționale românești. Cu această ocazie este organizată o ceremonie în care copiii fac recitaluri de poezii și cântă cântece. Creația lui Eminescu a rămas încă vie în sufletul poporului românesc. Crezi că Mihai Eminescu a avut aceeași considerație în timpul? Cu siguranță a fost recunoscut ca o personalitate, inclusiv în vremurile sale, însă cred că genialitatea lui a fost cu adevărat recunoscută mulți ani mai târziu. Crezi că poezia lui Mihai Eminescu mai este relevantă în zilele noastre? Eu cred că este relevantă din punct de vedere tematic, pentru că Eminescu vorbește despre iubire, despre viață, despre transformarea noastră, despre tine, despre natură, și toate temele astea sunt încă în vii pentru noi toți. Dar știți cum se întâmplă? Când introduci un autor în manual, practic l-ai omorât. Pe de altă parte, cum poți să descoperi oamenii pe Eminescu dacă nu, în primul rând, din manualele școlare și ulterior prin studiu individual și poate pe o bancă în parc către iubit-iubită? Ziua Națională a Culturii are ca scop promovarea valorilor autentice, precum și a personalităților din domeniu.